Salutare, prieteni, și bine ați revenit pe canalul nostru! Pentru ziua de miercuri acestei săptămâni, băieții de pe site-ul biletul-zilei.com v-au pregătit 3 pronosticuri. Haideți să revedem! Înainte de a începe, vreau să vă spun că până în joi, 13 august, puteți beneficia de un super bonus fără depunere. Tocmai bine pentru a paria fără risc pe meciurile din Champions League. Ce trebuie să faci? Accesează linkul special din descrierea acestui video. Deschide contul la Casa de Pariuri online. Încarcă o copie a cărții de identitate pe site-ul agenției, iar în ziua următoare efectuării verificării, vei primi în cont un bonus de 37 de lei. Bonusul va fi transformat în bani reali după ce îl vei paria de 5 ori pe evenimente cu cotă minimă de 1,50. Rangers St. Johnstone. Radu Oprea spune că gazdele acestei partide sunt capabile să înscrie de cel puțin 3 ori, linia lor ofensivă fiind net superioară în comparație cu defensiva adversă. Ultimul meci disputat pe Ibrox s-a încheiat cu scorul de 3-0 în favoarea lui Rangers. Radu se așteaptă la un scenariu asemănător și, ținând cont că în ultimele două întâlniri directe ale celor două echipe s-au produs câte 4 goluri, pronosticul lui este pariul peste 2,5 goluri. Malmö-Örebro. BMG crede că nu este loc de surpriză în această confruntare. Gazdele sunt în formă maximă, ocupă prima poziție a clasamentului și au o serie de 7 victorii consecutive. De cealaltă parte, oaspeții joacă în general slab pe teren străin, iar în ultimele 4 deplasări efectuate la Malmö au pierdut de fiecare dată. Pronosticul lui BMG este pariul 1 și 2,5 goluri. Atalanta-PSG. Ținând cont că vor fi absențe pentru ambele echipe, David Chirilă spune că la acest meci nu se poate spune despre o echipă că este mai slabă decât cealaltă. În opinia lui, vom vedea un meci spectaculos în care se vor marca cel puțin 3 goluri. Jucându-se într-o singură manșă, niciuna dintre echipe nu își va permite să joace la egal, astfel ar trebui să vedem un joc ofensiv din partea ambelor echipe. Prin urmare, David Chirilă mizează pe 3-6 goluri. Sper să vă inspire punturile oferite de băieții noștri, iar până data viitoare, nu uitați să ne lăsați un like și să vă abonați la canalul nostru.